La voi în Spania și în România, doi oameni se ceartă. Și când se ceartă, ce fac după aia? Se îmbrățișează și după aia încep din nou ca și cum n-a fost nimic. Ei, în America e altfel. În America n-ai voie să te ceri cu omul pentru că te dă în tribunal și ți-a tot ce ai. Dar te împunge în spate de țar capacele, americană. Să nu-l jignești pe ăla de lângă că te dă în tribunal, da? Deci tu ai dreptul să vorbești liber, religios, și de aia toată lumea a fugit în America, că au dreptul să vorbească. Al doilea amendament e dreptul de a avea armă. E un drept a tău. Cum am eu, cum ai tu telefon și buletin, așa e dreptul să ai armă. Mai sunt oameni, acum tu gândești cât de greu ni nouă să înțelegem asta cu armele, mai sunt oameni care sunt pro și contra să zică că ar putea fi păcat sau nu? Dacă tu ai putea să ne dai o explicație, având în vedere că e legal. Știi cum e chestia asta? E păcat să ai televizor. Exact. Nu mai este alte explicații. Deci, după ce ai ajuns să stai acolo în America, își realizezi. Au fost mulți... De nu s-a arătat nimeni urât la tine dacă tu ar intra cineva, l-ai luat în mașină în dreapta și ar deschide torpedo sau ar vedea pe bord un pistol. Deci nu ar zice, bă, fratele Dan... Nu. America, libertate. Din punct de vedere politic, e împărțită în două. Este partea democrată, care sunt mai liberali, și este partea republicană, care sunt mai creștini. Crede în principiile creștine. Și dacă te uiți pe harta Americii, democrați ar fi în New York, în partea asta, în partea asta Canada, Seattle, nu știu ce, dar Texas, partea de jos și toată partea aia e pocăiți, ca să zicem, nu așa. De fapt, acolo sunt bisericile mari. Ia. Și atunci, fiecare și nepocăitul știe ceva despre, știi, și împinge, dar totuși o dă înapoi că nu are... Deci darul care ți-l dă Dumnezeu e dar. Nu merge. Dacă îți dă Dumnezeu, îți dă. Dacă nu îți dă, nu îți dă. Da? Chestia e că nu la toți ne-a dat să predicăm bine ca anumiți predicatori sau să cântăm bine ca anumiți. Sau Dumnezeu ți-a dat un dar. După ce îți dă Dumnezeu darul ăla, tu trebuie să mergi să studiezi pe el. Și aici ai nevoie de profesori, aici ai nevoie să spună ce să faci, ai nevoie să practici toată ziua. Pușcărie curată. Deci a fost destul de greu începutul. Teroare. Cineva zicea, bă, de ce nu ai păr? Din cauza aia. Ai scuză acum. Da. Bun găsit, dragi prieteni, și vă spunem un bun venit la o nouă ediție a podcastului nostru. Avem o premieră în ziua de astăzi, da? Pentru prima dată avem un invitat de peste ocean. Până acum a fost din partea asta noastră de continent, acum e de peste ocean. V-am obișnuit cu invitați, cu slujitori din cuvântul Evangheliei și din partea muzicanților. De data asta, invitatul este 3 în 1, da? De peste ocean este și cântăreț și este și slujitor, nu? Bine ai venit, Dan Miclea, împreună cu noi. Mulțumesc. Da, ești și slujitor, nu? Din câte știu eu, ai și funcție de slujitor în biserica de unde vii. Ia, slujesc în biserica Logos. Cum ziceai tu, eu de origine sunt din România, am stat 25 de ani în România, pe care m-am căsătorit și m-am mutat peste ocean. Da, o întrebare care o punem tuturor invitaților, spune câteva lucruri despre tine. Familia... Ia, sunt căsătorit, soția mea a plecat în America pe clasa a doua, a venit în România în vizită, ne-am întâlnit atunci când a fost în România, pe vremea aceea eu eram destul de ocupat în România, n-aveam prieteni în România, nu mă ocupam cu business-ul ăsta de a mă căsători, Dumnezeu le-a aranjat pe toate și m-am căsătorit în anul 2002, după care m-am mutat în Statele Unite și acolo am început... O să spun mai târziu o altă viață, o viață mai diferită. Șoc cultural se numește în lucrul ăla. Dar ți-ai imaginat vreodată că ai să ajungi să locuiești în America? Înainte, când aveai, de exemplu, 15-16 ani, toți băieții, în general copiii, au vise, își doresc ceva. Tu unde te vedeai trăind? E foarte interesant că fiecare tânăr român și-ar fi dorit să ajungă în America. Și pe vremea aceea, mi-aduc aminte, eu umblam în misiune cu fratele Nelu Mureșan, a fost la voi la emisiune. Fratele Nelu Mureșan a studiat în America, a știut viața de acolo și umblând cu dânsul un pic, parcă îți visai să ajungi. Și American Dream, nu? Ia, toată lumea căuta, numai că problema cu American Dream is, te uiți la un film, tu crezi că e ceea ce e în viața din film și când ajungi acolo te dai cu capul de pereți. Că exact e opus diferit. Acolo e American Dream, e o minciună mare. Pe toți care ajung să lucreze în America și să vină înapoi, o să vezi că ei lucrează de dimineața de la 4 până seara la 11. Eu acum, la vârsta asta, nu mă consider bătrân, dar la vârsta asta mă scol la 3 dimineața, mă duc la muncă.
și lucrez până la 2 și de la 2 mă duc acasă și lucrez cu familia, ce e de făcut pentru biserică și ne culcăm la 10 și la 3 ne sculăm din nou. So, American Dream-ul ăla, eu că am venit aici în Spania și am avut oamenii că se culcă până pe la vreo 7 sau 6, e destul de favorizat aici în Spania. Deci e un fel de lux deja, yeah. Să te trezești la 6 dimineața, yeah. Deja e lux pentru tine. Pe când au pe unii că se scoală la 8, eu atunci zic că atunci mănânc lunch-ul, nu mâncarea de amiază. Da, asta e visul american, pentru că noi de multe ori avem impresia, și eu, înainte să ajung în Spania, am fost primită niște vederi, știți, cu vederile alea, cu palmieri, cu tot, cu coasta de aici din Spania, e extrem de frumoasă. Spania e frumoasă, că peste tot ai ocean, mare, ai de tot. Problema e când am ajuns pe aici, prin Castilla-La Mancha, la sapă, printr-un câmp de vie, mă uitam unde sunt palmieri, că nu vedeam numai vie. Stânga vie, dreapta vie, în față vie, în spate vie. Nu vedeam nicăieri, deci ai dreptate, visul american în filme. Și visul de străinătate, unul care stă în România și vrea să ajungă în Italia sau în Spania sau unde e, toată lumea va spune lucru bun. Nu va spune niciodată, bă, mă duc în Spania și lucrez la vie, în genunchi sau cum se lucrează, sau mă duc și lucrez cu o babă. Nu, și în America se lucrează cu babi și în Spania. E lucru greu, care în România altul zice, bă, eu nu mă complic la lucrurile astea. Dar odată ce ajungi acolo, există o idee în care tu trebuie să decizi în mintea ta, vreau să stau aici sau vreau să stau în România. Deci asta e, eu știu pe cineva care încă nu s-a obișnuit cu statul în America și nu vrea nici limba să învețe, nu vrea nici să se conformeze și atunci pentru oameni de ăștia poate mai bine să meargă în România. Dar odată ce ai ajuns acolo și vrei, atunci trebuie să-ți placă biserica unde ești, să-ți placă viața ca atare, să-ți găsești un lucru unde să vorbești limba respectivă, spaniolă, engleză sau ce îi, și cultural, adică să ai relații cu vecinii cum au ei, nu cum vrei tu. Că de multe ori, dacă acționezi ca un european, se uită la mine și zice, bă, ori ești bandit, ori ești traficant, ori că iau impresia aia că noi suntem ruși, mă înțelegi? Da, da, da. Și atunci trebuie să te obișnuiești să fii ca ei și să devii ca ei în interiorul tău. Problema asta trebuie să fie dintr-o dată ca și la un computer. Apeși reset, îl oprești computerul și începi totul de la început. Nu se translatează nimic, totul trebuie făcut de la început. O întrebare, ai copii, nu? Am doi copii, amândoi născuți acolo, fiica mea are 14 ani și fiul meu are 17 ani. Deja el în America poate conduce. Ah, ok. Vreau să te întreb, copiii cum? Ei deja s-au născut acolo, bănuiesc că pentru ei Europa și România e diferit față de ceea ce știu ei. Fiul meu a fost la școală și profesoarea a întrebat pe fiecare de unde eu sunt și ce limbă se vorbește în țara respectivă. Și datorită faptului că noi am fost, de când copiii s-au născut numai în Spania, că aici am părinții, el a răspuns la întrebare, sunt din național din România și în România se vorbește limba spaniolă. Da. So, deci ideea lui a fost că suntem din Europa. Da, adevărul e că cam atâta știu și japonezii despre cei de dincolo, da. Ei despre de creștini, cam am întrebat pe un japonez ce știu despre creștini, despre creștinism. Și a zis că creștinii, ăia de dincolo de ocean, nu? Atât știu despre ei, că sunt ceva de dincolo de ocean. Cam atâta știm și știu și americanii despre noi, că suntem din Europa. Acum eu am avut și favoarea asta, pot să zic, că de unde ești tu, din Chintenar, acolo e mare majoritatea familiei noastre. So, dacă frate mi-a... interesant, în 2000, când m-am căsătorit eu, frate mi-a venit aici în Spania, a trăit toată viața în Spania, m-a dus în America. Suntem o familie din 4 oameni cu 3 limbi. Când vreau să vorbesc cu părinții, trebuie să vorbesc în engleză. Când vreau să vorbesc cu soția sau cu fratele meu, vorbesc în... când vreau vorbesc cu părinții românește, da. Când vorbesc cu soția sau cu fratele meu, cu tata, în engleză. Și când vorbesc ei între ei în spaniolă și eu nu înțeleg nimic. Sau depinde cum vrei să vorbești, ne-am împărțit. Este o cântare, chiar dacă vântul a vrut în zbor în turme să ne împartă, dar tot o țară, tot în dor și tot în duc ne poartă. Mai că dorul ăsta se face parcă pe zi ce trece tot mai mic. Yeah. Apropo, spuneai de că la fel ca și în Spania și prin America, multe românce în general lucrează la îngrijit bătrâni. Și ce am observat în ultima perioadă? Vin multe românce, mulți români din România și grijesc aici bătrâni și pe părinții lor plătesc pe alții să îi îngrijească în țară. Eu cunosc cazuri în care se ocupă aici în Spania la îngrijit la bătrâni și apoi trimit bani în țară și alții le îngrijesc părinților bătrâni. Acum, există și o altă situație care am văzut acolo în America. Poate
copiii, invită părinții să stea cu ei și zic, bă, nu, mai, mai sunt unii bătrâni, nu, domnule, eu aici m-am născut, aici mor. Acum trebuie să împarci și astea două lucruri. Dacă părinții vor să mute cu copiii să îngrijească, există soluția. Dar dacă nu vor, atunci ce faci? Da, e greu. Îți spun sincer, e greu pentru un om care a trăit toată viața în România să vină să schimbe. Eu știu că mama vine des pe aici. Stă o lună, două, dar după aceea zice gata că plecă, nu mai... Nu... Bun. Marian. Dan, ești împreună cu noi și sunt sigur că oamenii care te cunosc de pe internet sau care te cunosc personal, te cunosc pentru muzica pe care o faci. Îmi spuneai înainte de emisiune că deja pe zi ce trece parcă mai puțin pentru muzica care o cânți. Așa te-am cunoscut și eu și mă bucur din toată inima că azi ești alături de noi. Permite-mă înainte să-ți adresez o întrebare, cum ai început în asta. Nu știu dacă e un compliment prea mare, nu l-am făcut niciodată, dar chiar l-am trăit. Nu știu dacă la Marcile am spus săptămâna asta, am vorbit la telefon. Duminică te-am ascultat cântând la noi la biserică și trebuie să-ți mărturisesc că nu-i genul de muzică care mie să-mi placă, muzica pe care cânti tu, dar e singurul cântăreț care atunci când ai început să cânti, vocea ta, aș putea spune, a reușit să-mi rădice părul pe mâini și părul în cap. Deci când am ieșit și din biserică, încă aveam partea din spate ridicată. Te-am apreciat așa de mult și chiar am fost emoționat să fii azi împreună cu noi și sunt sigur că de-a lungul anilor muzica ta a adus bucurie, alinare în sufletul multor oameni și aș vrea să ne spui cum ai inițiat tu în muzică încă de când erai în România și cum ai evoluat după aceea în Statele Unite. Povestește un pic despre tine, cum ai început în muzică. Mă fac să plâng. Muzica. Ce e muzica? Muzica, și poate Marcel confirmă cu asta că se ocupă și el cu muzica. Muzica e un dar care Dumnezeu l-a creat pentru om. Muzica are rolul de a elibera omul de anumite lucruri. Când cânți, citim în Sfânta Scriptură, David, sau Saul chema pe David și hai cântăm, am probleme, hai cântăm. Muzica a creat-o Dumnezeu ca să te elibereze de anumite lucruri. Cu ajutorul cuvântului, cu ajutorul Bibliei, odată ce cânți o cântare, te simți în alt, te duce Dumnezeu într-o altă stare, da? Noi zicem, suntem călăuziți de Duhul atunci. Eu am început să cânt când eram mic, dar cântam tare și rău. Și cântam la cor de copii în Dej, eu original sunt din Dej, cor de copii, pe urmă părinții m-au trimis să cânt în fanfară. Numai că era o problemă, la repetițiile fanfară, când trebuia să toată lumea pregătea să ia instrument, nu știu, și eu totdeauna aveam o chitară în mână. Deci în fanfară nu există chitară, de eu găsam o chitară și cântam acolo. Suflai la chitară. Suflai la chitară. Și m-am învățat chitară singur, m-am învățat și un unchi de-a meu care stă aici în Spania, Cornel. Și am început să cânt în biserică cântări comune. Mai era, nu știu, aveam 16-17 ani, biserica a avut încredere și am cântat acolo cântări comune. Pe urmă, la 18-19 ani m-am dus la Cluj, 60 km de Dej, și am făcut școala populară de artă unde te învați un pic cum să studiezi vocea. Și am reușit să scot vocea normală, de cap, o numim noi muzicienii, voce clasică. După ce am terminat școala aceea, m-am dus la facultatea de muzică. Am zis, bă, trebuie să fac și facultatea de muzică. Numai că voia lui Dumnezeu a fost ca să nu termin asta. Am făcut vreo 3 ani de muzică, după care am plecat în America. Deci darul care ți-l dă Dumnezeu e dar. Ăla nu poți. M-a întrebat unul când eram mic, ce pot să fac să cânt, virgulă, ca tine? Și altcineva de lângă mine a simba jocură, bea 5 ouă. Și ăsta chiar a băut, știi? Deci, nu merge. Dacă îți dă Dumnezeu, îți dă. Dacă nu îți dă, nu îți dă. Dar chestia e că nu la toți ne-a dat să predicăm bine ca anumit predicator sau să cântăm bine ca anumit. Dumnezeu ți-a dat un dar, după ce îți dă Dumnezeu darul ăla, tu trebuie să mergi să studiezi pe el. Și aici ai nevoie de profesori, aici ai nevoie să spună ce să faci, ai nevoie să practici toată ziua, ai nevoie, la noi la muzicieni, facem vocalize, sună absurd, dar toată ziua faci chestia asta, n-ajută la nimic, zic unii, dar pe tine te ajută cum să respiri, cum să... Și atunci când ajungi să cânți, poți să pui asta în practică. Acum la cântarea noastră, la cei pocăiți, avem nevoie de Duhul Sfânt. Când cântăm acolo să mergem în față, să știm ce cântare alegem și cum o cântăm. Că eu dacă mă duc și cânt operă într-o biserică care nu are nimic de a face cu asta, nu rezolvă nimic. Dar dacă frații obișnuiți chestia asta, eu cer prezența Domnului să fie în cântarea mea și atunci la oameni se ridică părul că Duhul Sfânt face asta, nu eu, știi? Dar așa am ajuns, am studiat puțin prin harul Domnului și
multă, multă, multă muncă, multă muncă. Dar unde ai compus primele cântări? În România sau deja când erai plecat în America? În România, dacă ții minte, pe vremea comunistă sau după, încă tot mai făceam armată. Ne trimitea forțat la armată și eu aveam unitatea militară chiar în fața blocului și am zis la mama, eu nu vreau să fac armată acasă, că vreau să mă simt că am fost soldat. Și m-a trimis prima dată în Șoncuta, pe urmă în așa aici, în chestie cu muzica. Mă trimite în armată în Șoncuta să fac armată 3 luni de zile practică și am zis, mă duc la biserică în Șoncuta, că știu că e biserică, că dacă mă duc în armată marți, duminică mă la biserică. Și m-am dus la biserică și am slujit și au venit un frate la mine, a zis, auzi, când vii la unitate aici? Păi zic, marți. N-au zis, marți când vii, du-te, pune-ți valiza în fața unității și zici cine e și mă sună ea și vin după tine, eu îți dau uniformă. El era, de fapt, locotenentul unității respective. Și eu l-a zis în felul următor, în momentul în care tu ajungi aici marți, pentru 3 luni de zile, eu vreau să faci cor aici la biserică. Să s-o mergi și îți faci armata ta, dar miercuri repetiții de cor, vineri repetiții de cor și duminica biserică. Aia e slujba ta când ești aici. Și aia a fost voia Domnului. Pe urmă, cei care m-au văzut că ce fac acolo nu le-au convenit și nici la diavol nu le-au convenit și au zis, las că te trimite la Cugir și acolo nu-i biserică. Eu au fost și acolo biserică și acolo am stat toată într-un turn de pază la fabrica de arme mea și am început să cânt. Am văzut o soră cu batic și am început să cânt. Și aia s-a uitat la mine, s-a dus la biserică și a zis, mai este un soldat care cântă acolo, hai să rezolvăm să vină să cânte și la biserică. M-am dus și am făcut și cor și la Cugir. Acum așa chiar că s-a supărat și a zis, te trimite la turnul Severin unde nu-i biserică deloc. Dumnezeu a schimbat lucrurile și s-au întâlnit mai mulți pocăiți acolo și am făcut noi biserică într-o unitate. S-o să-ți răspund la întrebare. Stând în armată, singur, trecând prin probleme, am început să cânt și să scriu cântări. Pentru că atunci când stai numai tot de vorbă cu Dumnezeu și treci prin anumite lucruri, începi să scrii, Doamne, n-am aur nici argint și știu că nu ți-ar trebui. Dar am ceva mai prețios, inima mea ți-o dau Hristos ca să slujească ție. Când tu stai cu Dumnezeu și vorbești, atunci scrii. Și nu trebuie nici zile întregi la pian, cu muzică, cuvinte, nu, vin atunci. Și după ce ai scris, te uiți la hârtia și zici, mă, oare cum e și cântarea asta? Eu prima dată te-am auzit pe tine în direct. Ascultasem casete, pe vremea nu erau CD-uri, nu erau mediile astea de USB-uri și așa mai departe. O casetă, nu știu de pe unde, bine, sora mea știe bine că avea oarecare legături cu Dejul, și am prins la o casetă cu tine. Dar prima dată când te-am auzit, dacă nu vreau să mă înșel, dar undeva în 1998 sau 99, ai fost la noi la biserică la evanghelizare și ai cântat exact cântarea asta. Doamne, ce aș putea să-ți dea în schimbul jertfei tale. Și a fost, pentru mine personal, a fost un fel de moment de revelație, pentru că nici nu te cunoșteam și ai venit și cu un element nou. Adică, ceea ce spuneam mai devreme, vocea aia de operă. Care, câți ani aveai pe atunci? 98-99, erai tinerel, nu? Sub 20 de ani. Da, da, da. Atunci te-am auzit prima dată. Ei bine, în America ai continuat cu scrisul, cu compusul sau... Deci după ce, când am fost în România până în 2002, eu am scos două albume la Studio Speranța. Primul album a fost album Meditație prin 2000, acolo e cântarea Doamne ce aș putea să-ți dau. Pe urmă a fost un al doilea album Până când se numea albumul ăla, unde sunt alte cântări scrise de mine. Și am plecat în America, dar când am plecat în America au rămas câteva cântări care au fost numai pe hârtie. În America, eu am crezut că în America ca și în România, te costă, să zicem, 2-3 mii dolari să faci un album și îl faci. Când am ajuns în America și cineva mi-a zis, bă, o piesă aici te costă 30-40 de mii dolari, am zis, e gata cu muzica mea. Știi, gata cu muzica mea. Și l-a fost la cineva la biserică la noi care au făcut un studio, un CD și am întrebat, unde ai făcut în muzica asta, zice, o, la un frate ucrainean. Și m-am dus și l-am căutat și am zis, auzi, frate, aici în America n-am pe nimeni, nu știu studio, cât mă costă să mai scot un CD? Și el, nu știu, m-a rezolvat la 100 de dolari pe cântare. Și atunci am mai făcut ultimul album cu muzica care am scris-o eu. Problema este cu muzica în America, o să vorbim mai târziu, sunt două feluri de biserică în America, pentru că aici vorbim de generații, da? La voi în Spania s-a venit în anul
2000 aproximativ. 2000. Eram în România atunci când treceau autobuzele prin Bistrița și încărcau românii și veneau. Atunci a venit și eu prima dată în Spania. În America e vorba de anul 1900 când vin românii. Prima convenție am aici pe computer, m-aș putea, până în 1960 ceva a fost prima convenție în Detroit. 64, parcă mi-ai zis, da, de vreme, da. Deci gândește-te că românii sunt de atunci. Acum, câte generații de oameni au fost în care părinții lor a știut limba română, copiilor deja știu română și engleză și copiii copiilor lor a știut numai engleză. Și au format biserici în care ei români au tradiția de sarmale, de vorbă românească, numai că limba lor engleză. Și acum să duce Dan Miclea să cânte o cântare în limba română, eu nu mă pot transforma să mă apuc să cânt ceva ce nu simt. Și când le cânt cântarea mea românește, ei se uită la mine și ok, fain, muzical, dar ce înseamnă? Le te translator, știi? Și de-aia un pic s-a schimbat cu mine muzica. Și atunci am ajuns să cânt muzica mea la bisericile care încă mai înțeleg românește. Iar la bisericile care mă cheamă, că acolo nu e ca aici, că te cheamă în toate părțile, e vorba de a zbura cu avionul, e vorba de... Și te duci tu la biserică mai aproape dacă te cheamă să cânți, dar cam așa a rămas. Acum, slavă Domnului, avem tehnologia care e YouTube-ul și încă mai putem să punem muzica noastră pe YouTube și să fie la cei care o consumă. Da, asta e un lucru foarte important, să știi că tehnologia, mulți am văzut și... subiectele astea de predică pericolele tehnologiei. Nu, nu-s de acord. Bine, depinde. Un cuțit poate fi periculos dacă îl folosești cu scopul de a ucide pe cineva, dar dacă îl iei să tai pâinea, exact, e util. Exact. Atunci depinde cum folosim fiecare lucru. Eu cred că dacă știm să folosim YouTube-ul și la ora actuală, eu cred, de exemplu, fac parte din generația care te-am ascultat de copil. Și eu încă te ascult, te urmăresc și pe Facebook, acolo ai văzut și încă noi am mai colaborat, mai ținut legătura cât de cât. Îmi place cum cânt și chiar dacă s-au schimbat generațiile în America. Tu spuneai că, îți imaginezi, din 1964 prima convenție, poți să te uiți să-mi spui exact, să nu greșesc, știi că mai sunt și alți frați care se uită din America și ne scriu acolo, bă, băiate, vezi că nu te-ai informat bine, că nu a fost 1964 în Detroit. Ia, în 1969 a fost prima 69, convenție în Detroit și de atunci, în fiecare an, până acum cu COVID nu a fost convenție și acum iar se organizează la anul ăsta. Sau e vorba de 50 de ani, mult de 50 de ani de convenții. Deci... Și când vorbim de America, noi vorbim de Canada și America. Pentru că ne uităm la continentul american. Și când vorbim de români, vorbim de românii din România și românii din Republica Moldova. N-aș vrea să uit pe frații din Republica Moldova. Când te duci în America, ei sunt românii noștri. Te duci la... Merge un român din România în vizită la o biserică în România, el se va duce la biserica română și la biserica română moldovenească. Ei vorbesc românească noastră. Mă înțelegi? Deci trebuie să includem pe ei, frații noștri, sau când facem convenția, e convenția Canadei, Americii și frații moldoveni sunt toți împreună. Și acum o întrebare. Din punct de vedere al obiceiului și... Al lucrurilor, de fapt, vedeți că gustul, ce spuneam mai devreme, gustul oamenilor în timp se schimbă. Cei din 1969-70, da, aveau anumite gusturi. S-au născut copiilor, li s-au schimbat puțin gusturile la muzică. Probabil primii cântau cu acordeon, ăștia l-au băgat chitara, mai încoace s-au băgat tobe și așa mai departe. Cum se împac acum toate aceste trei generații în cadrul unei biserici? Că bănuiesc că încă ei coexistă împreună, nu? Sau s-au făcut biserici separate? Ok, ca să clarificăm un pic, uite, sunt câteva valuri de emigrație în America. În 48 zice că au venit în jur de 10.000 de români în America. Au venit în anul 1948. Pe urma al treilea val, 1947, a venit. Al patrulea val, care a fost cel mai mare, a fost la Revoluție, 1989. Da? Și pe urmă au început să vină românii mai puțin, dar la ora actuală pot să zic că românii nu mai vin. Ți-am spus un pic înainte emisiunii, ce s-a întâmplat? Venea avionul în America cu români, cum au emigrat, din lagăr sau de unde veneau, și bisericile aștepta la aeroport. Făceau masă, știau când vine avionul și l-a pescuit, frate, hai la noi la biserică. Păi, sau cel puțin când pleca din lagăr, îi făceau hârtiile și zicea, unde vrei să mergi? Păi uite, eu am un neam de la mine din orașul respectiv care stă acolo, pe acolo te trimit. Și acolo aștepta și veneau oamenii și se umplau bisericile. Frații ăia au avut copii, dar românii nu și-au mai schimbat limba, tot românească, tot stilul au cântat. Copiii lor au văzut... Și geamul deschis, ușa deschisă la frații americani care predicau aceeași evanghelie, cântau cântări care noi le traducem, hai să fim serioși, marea majoritate din cântările din harfele, O Doamne Mare, când privesc eu lumea, cântare în engleză,
E puterea ce Eminem face, cântare în engleză și alte cântări, se cântau Gator Style pe vremea aia, cântări ca a noastră. Și au văzut și le-au plăcut la tineri. Și au zis, bă, dar tată, de ce să nu mă duc acolo? Și s-au dus. Și când am ajuns în America, am văzut două mari partide. Partida de români din bisericile române și partida de români din bisericile americane. Acum problema e că partida de români din bisericile americane și aia au avut copii. Și acum întrebarea mea e, care o să o aveți voi în curând în Spania, copiii voștri unde o să meargă la biserică? La bisericile făcute de ei în limba spaniolă cu năravuri românești? Că nu tot o să plece înapoi în România. O să fie care o să rămână aici, aici o să muncească, poate o să fie... Sunt mulți care s-au născut aici și vorbesc... O să aibă geaburi bune, ca și frate meu, nu matematician sau alte lucruri, nu o să ducă în România să-și practice, practic aici. Și noi o să încerce copiilor să zică, domnule, ne formăm noi biserica noastră cu limba noastră, copiii tăi, nu? Tu ziceai că ți-e frică de copii, de ce o să facă? Sunt născuți, eu am trei copii, toți trei copii sunt născuți aici în Spania. Și întrebare, ce o să facă copiii tăi? Măi, înțeleg bine românește, deocamdată cel puțin fata cea mare s-a adaptat cât de cât în biserică, dar mă gândesc că trecând anii, ziceam înainte de misiune, peste vreo 10 ani, cred că o să avem 10-15 ani, o să avem problema asta. Ori o să facem, cum ați făcut voi probabil la început, jumătate de program în românește, jumătate în engleză. Și următorul probabil direct în engleză. Ia, deci la ora actuală, acum, la noi, pastorul nostru, eu să fac parte din Biserica Logos din Seattle, pastorul nostru e fratele Doru Pop, și domnul, omul ăsta e un om înțelept și lauda și închinarea la noi sunt trei cântări în engleză și două în românește, pentru amândouă grupele de oameni în biserică. Prima predică, care e în 15 minute, e în engleză. Și aici, în limba engleză, oamenii ăștia se formează, îi formez oameni să predice și totodată cei care nu pot înțelege ascultă un mesaj. Și a doua parte e predica păstorului în limba română, care frații în limba română sau și cei care înțeleg pot să înțeleagă cât de cât. Acum sunt mai recent, dacă ați văzut pastori români din America, cum e fratele Leonard, deși bagă românește cu engleză în aceeași predică. Înțelegi? Pentru că și pentru noi normal ca să auzim aceea și să înțelegem. Pentru mine mi se pare deja absurd ca să aud o predică tradusă la noi din românește în engleză și din română. Pentru că eu înțeleg amândouă și marea majoritate și noi, înțeleg. Da, și noi avem 20 de ani în Spania programativ și noi aici la misiune vorbim foarte multe cuvinte în spaniolă și ne scriu chiar oamenii comentarii. Să-i dăm seama. Vezi că nu în românește, vezi că n-ai zis corect, vezi că dar nouă ni se pare așa dar de normal. Dar ei nu înțeleg, dar noi înțelegem aici. Ideea este următoare. Eu am trăit 19 ani în România și 23 în Spania. Deci practic mai mult de jumătate din viața mea am petrecut-o aici. Știu că nu e o scuză ca să spui că ai uitat limba și n-am uitat-o. Dar nu deci, e problema de uitat. Acasă vorbesc limba română și încerc și cu copiii, dar ceea ce spui tu este viitorul care ne așteaptă la ora actuală. Adică generația care vine după noi deja tot mai puțin o să vorbească limba română. Deci numai cei care nu trăiesc în afară sau nu fost niciodată în afară nu vor înțelege chestia asta. Cei din România, dacă n-au fost în afară. Da, dar o să comenteze mulți acum. Poți să comentez, dar eu nu înțeleg. Noi n-am uitat. Noi știm, eu citesc scriptura română. Mă rog în limba română, eu nu mă rog în engleză, mă rog în limba română. Dar am fost la o masă în Spania acum două zile în care toată lumea vorbea spaniolă lângă mine și eu trăia să întreb pe lângă mine, bă, ce-o zis ăla? Și erau români. Și erau români și li se părea normal. Și eu n-am comentat, a zis, bă, voi vorbiți în spatele meu. Nu, așa ne-am obișnuit toți din care am plecat. Nu, eu lucrez cu tineri în biserica noastră și îi văd de multe ori, când stau de vorbă ei între ei, sunt câteva zeci de tineri, 60-70 de tineri, se apucă și vorbesc toți în spaniolă. Aproape niciunul nu... Și parcă de multe ori îmi vine să... Toți vorbesc să spaniol. Încep și eu să vorbesc cu ei. Adică te ia valul de multe ori. Chiar dacă încerc să mențin o linie a limbii române, pentru că și noi, din când în când facem câte un program în limba spaniolă, mai mult pentru prietenilor sau pentru... Vrei să aduci un spaniol din afară. Noi suntem, dacă toți suntem aici, trebuie să le spunem și spaniolul de Dumnezeu, că nu monopolizăm în numai românilor. Știi cum scrie Sfânta Scriptură? Zice, mergeți în toată lumea. Noi zicem la români, hai, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va botiza, va fi mântuit. Dumnezeu te duce pe tine acolo, în toată lumea, ești lângă, dar tu nu mai poți să mai propovăduiești Evanghelia că nu știi limba. Și ce ai făcut? Te pune Dumnezeu în situația aia unde ești, în limba engleză sau în limba spaniolă, păi fă-ți treaba în limba în care ești și o să vezi. La noi în cartier, noi facem acasă studiu biblic în timpul săptămânii, nu în timpul bisericii. Eu la mine biserica e biserică și
acasă e acasă. Și am chemat americani și vorbesc în engleză cu ei și facem studiul lui și ne rugăm, pentru că acolo ne-a chemat Dumnezeu. Du-te în lume și zi-le Evanghelia, în limba în care nu înțeleg. Acum, dacă ne uităm puțin în Biblie, eu cred că majoritatea știm că Noul Testament a fost scris nu în ebraică. Greacă. În greacă. În greacă. Era limba internațională de circulație în vremea lor. Și atunci nu văd neapărat un lucru rău, chiar dacă știu eu cu timpul, vrem, nu vrem, o să se piardă multe dintre obiceiuri. Pe măsură ce avansează generațiile și ne cresc copiii și vin nepoții după ei, nepoții o să știe și mai puțin ca și copiii și tot așa. O să ajungem. Deci, la ora actuală, în America bănuiesc că sunt și biserici care au renunțat total la limba română sau românești. Vorbesc de bisericile românești. Sunt biserici românești care au adunat copiii ăștia care înțeleg numai. Fiul meu, de exemplu, vorbește și românește înapoi cu cuvinte de astea, cu accentare. Fiică mea nu mă înțelege. Deci dacă îi spun în românește toată propoziția, mă înțelege. Când se spun înapoi, nu spune. Acum mulți vor arăta cu degetul și zice, domnule, tu ești de vine că nu ai învățat. Ok, hai să vă spun un lucru. Te scol dimineața și trimiți la școală, ce limbă vorbesc? Engleză. Ok. Tu vii acasă și când vii acasă, o iei, cum ai făcut toată ziua la muncă, în ce limbă vorbești? Vrei, nu vrei, mai bat și în engleză. Engleză. Te duci la biserică și la biserică... engleză. Atunci ce limbă să vorbești? Hai să fim serioși, nu? Da, bine. Acum, ce comentam puțin și înainte de emisiune, până la urmă, important e să fie în biserică. Ia. Să fie copiii noștri în biserică, vorbind de engleza sau româna, e mai puțin important că poți să fii mântuit cu amândouă limbile. Că degeaba vorbești româniaște și mergi în iad. De-aia am zis noi că aici la noi, în America, sunt încercați să facă bisericile astea care să încă țină cuvântul, cum țin românii, da? Pentru că într-o societate întotdeauna va fi scriptura și cultura. Astea două lucrează la caracterul omului. De fapt, asta e religia. E. Deci nu poți să iei scriptura afară să pui numai cultura sau să iei numai cultura. La noi în casă o stat cineva trei luni de zile niște american pocăiți. Și pentru mine a fost o luptă de creier chestia asta când ei se comportau într-un fel și eu în altul. Dar amândoi ne comportam creștinești. Numai că ne comportam diferit și eu nu puteam să zic nici lui că merge în iad, nici el mie că mă duc în iad. Dar când vedeam cum se închine ei și cum închin eu, parcă, you know? Da, ți se pare că e diferit. Știi? Nu. Dar religia e construită din cultură și asta. Și atunci noi vrem să ținem cultura românească în America. Schimbăm limba, înțeleg și ei, dar bisericile astea care s-au format, care vor fi în continuare, că vor fi și la voi, vor schimba limba, dar vor ține cultura. Asta e un lucru bun. Dan, ești de mult în America, spune-ne, probabil și pe oameni interesează ca și pe mine, care ți-a fost lucrul cel mai greu să te adaptezi în America sau lucru care te-a impactat cel mai tare în primii ani când ai ajuns acolo, venind din România? Asta se numește șoc cultural. Ce înseamnă șocul cultural? La voi în Spania și în România, doi oameni se ceartă. Și când se ceartă, ce fac după aia? Se îmbrățișează și după aia încep din nou ca și cum n-a fost nimic. Ei, în America e altfel. În America n-ai voie să te ceri cu omul pentru că te dă în tribunal și îți ia tot ce ai. Dar te împunge în spate de țar capacele, american. Și atunci s-au format chestia asta în care, nu știu dacă ați văzut voi astea zâmbetul american, dar e fals. E fals complet. Eu nu am văzut, să zic, am văzut câțiva oameni care chiar râd că se simt bine cu tine. Dar nu, eu am vecini, zic la vecinul hai și bai și atât. Pentru că lui nu-i... El zice, domnule, stai gardul, noi trăim două vieți diferite. Și atunci românii care au ajuns în America au nevoie de societate. Au nevoie de biserică. Acolo să simt ei, domnule, în sfârșit, simt căldura asta. Well, când m-am dus eu în America, am zis, wow. Eu din România, care am umblat la evanghelizări, care am fost un om care știu să vorbesc, din tata am ajuns să tac și să n-am cu cine vorbi. Asta e teroare. Și m-a ținut 5 ani. Acum, nu, Dumnezeu și soția mea m-a ținut pe la alte. Că am zis, domnule, căsătorit, o iubesc, rămân aici, asta e.
Dar a fost greu și cu biserica până m-am obișnuit acolo. A fost greu și cu toate. Dintr-o dată, dintr-o viață ocupată de de România, de evanghelizări, cei care sunteți din generația mea, în anii 2000, am umblat în știți, am umblat, am fost ocupat, ați fost și voi, tabere de tineret, am fost acolo. Și dintr-o dată să te pună cineva în camera ta, închizi ușa și bai, 5 ani de zile. Deci, like, pușcărie curată. Deci a fost destul de greu începutul. Teroare. Cineva zicea, bă, de ce nu ai păr? Din cauza aia. Ai scuză acum. Da. Ai scuză. Dan, nu vreau să facem o pauză, dar ai putea să ne cânti o cântare? Tu ești, dacă tot ești cântăreț, să facem o scurtă pauză, mergem dincolo, cânti o cântare și după aceea continuăm cu subiectul. Nu știu, sigur. Mi-ar place să aud încă o dată asta, Doamne, ce aș putea să-ți dau. Ia? Yeah, yeah. Da? Ok. Haideți să mergem și revenim în câteva momente. Doamne, n-am aur, nici argint și știu că nu ți-ar trebui, dar am ceva mai prețios. Inima mea ți-o dau, Hristos, ca să-ți slujească ție. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Doamne, ce-aș putea să-ți dau? Cer mereu iertare. De când în inima ai intrat, viața tu, Doamne, mi-ai schimbat și nu am cum să-ți mulțumesc. Pentru al tău, Doamne, har ceresc, ci doar pe tine să te slăvesc. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-n cer mereu. Ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Dragilor, o piesă extraordinară, s-a născut în mine curiozitatea, ca și în mulți alții sau oamenii care au ascultat de-a lungul anilor această cântare. Dacă îți mai amintești, Dan, cum ai compus cântarea aceasta? Spune-ne ceva despre ea.
În viață de România, ca fiecare altcineva care a ieșit din comunism, nu putea să zici că ai ceva. Nici bani, nici n-ai avut. Toată lumea, nu numai că eu, toată lumea a trăit. Dumnezeu ne-a purtat de grijă, ne-a dat să mâncăm. Dar mai mult n-am avut. Hai să fim serioși, da? N-am avut. Prin cineva o trebuie să meargă în străinătate. De exemplu, taică mi-a fost în Austria, o lucra săracu vreo câteva luni și a venit cu bani și mi-a luat o mașină. Dar nu a fost mașina mea, el a cumpărat-o. So, n-am avut nimic, da? Și eu am avut eu, nu știu dacă a fost greșit țară, dar am avut eu ideea asta mea, Doamne, dacă vorbește mie, fiecare trebuie să aibă o perioadă personală când se întâlnească cu Dumnezeu și să zic că ăla a fost punctul meu când m-am întâlnit eu cu Dumnezeu. Și eu am zis, Doamne, fă ca punctul ăla cu Dumnezeu, de întâlnire cu tine, să nu neapărat să fie prin cuvânt, să fie pentru o cântare. Pentru că dacă cineva în ziua de azi vin la mine și zice, uite, vreau să mă pocăiesc, eu primul lucru care îl întreb, spune te rog frumos cum a fost momentul când te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și dacă el nu are momentul ăla, eu am întrebări. Am întrebări. Și asta a fost ideea mea. Doamne, fă pentru o cântare să mă întâlnesc cu tine. Și a venit fratele Nicu Wagner la noi la Deș. O cântare. Vino azi pe calea vieții tu și azi prin lume treci. Bă, m-am picat sub bancă. M-am topit tot. A zis, Doamne, când apare veșnicia, unde eu am să petrec. Și în ziua aia mi-a ridicat mâna. Eu care cântam la cântări comune înainte cu vreo 15 minute, adică mâna și a zis, de azi înainte, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc. I-a trecut câțiva ani și pe urmă am avut ideea asta și am zis, Doamne, uite, n-am aur, n-am argint, n-am nimic, nici românii ăștia n-am nimic, dar am ceva mai prețios. Eu știu că ție nu-ți trebuie, dar am inima mea, ți-o dau Hristos ca să slujească ție. Și strofa a doua, dacă știi, spune, de când în inima mea tu ai intrat, viața mea, Doamne, tu ai schimbat. Și n-am nimic decât să-ți dau înapoi, decât doar pe tine să te slăvesc. A părut simplă cântarea asta, cu o chitară, niște cuvinte pe hârtie și până la urmă a ajuns negativ și dar a avut un impact și aș vrea să laud pe Domnul pentru asta. A ajuns la radio, frații de la radio Vocea Evangheliei de la Oradea au pus-o primii pe radio și a avut un impact atât de mare la oameni încât mulți oameni au realizat că au nevoie de Dumnezeu, că n-au ce să dea lui Dumnezeu și până la urmă Dumnezeu n-are nevoie nimic de la noi decât de inima noastră, de noi înșine. Dacă Biblia zice că unde ți-e comora, acolo ți-e inima. Sau dacă are Dumnezeu inima ta, are și comora ta, e gata, e cazul închis. Și cam așa e și cântarea aceasta. Și nu am nicio, încă o dată, cum am spus la început, când am scris o cântare, nu m-am forțat pe ea, n-am schimbat cuvinte, Dumnezeu a dat-o din cer și așa a rămas. Așa a rămas și n-am niciun merit. Și numai o cânt. Cum ai început să te obișnuiești cu publicul? Că automat ai început să cânti la evangelizări, ai ajuns la conferințe naționale, internaționale. Cum ai gestionat emoții? Aveai emoții sau continui să mai ai emoții? Cum ai, în cariera asta muzicală, cum ai lucrat? Emoțiile exact le-am avut atunci când am cântat cum le-am, că stau aici la masă cu voi. Sunt emoționat pentru că lucrarea lui Dumnezeu și îmi dau seama că emisiunea asta ascultă tot pământul. Eu stăteam în America și vă ascultam pe voi și am zis, băi, ce emisiune care... Și mi-era frică când am venit la emisiune, mă, să mă întrebe ăștia ceva, că mă împiedică și ce fac, mă aude toată lumea, nu mai ștergi veci. Tu zici ce vrei să te întrebăm rău, că te întrebăm imediat. Nu avem obicei să-i punem pe invitații, vrem să mai vină. Cam așa și cu atunci când în fața publicului. Îmi dau seama lucrarea lui Dumnezeu, oamenii ies acolo să închine ca și mine. Stau, cânt, dacă iasă bine, ești pe slava Domnului. Dacă nu iasă bine, poate am avut și eu ceva greșel. Dacă sunt lucrări tehnice, îl trecem peste ele. M-am cântat la o biserică acum și am pus laptopul și o căzut laptopul. E o chestie normală, e o chestie care nu trebuie să te împiedici. Se întâmplă, da, de multe ori. Nu trebuie să te împiedici să zici că... Nu știu ce. Bun, Dan, o întrebare care schimbă puțin macazul. Trecem de la muzică la predicare. În ultima perioadă eu te-am mai văzut pe acolo predicând și știu că ai făcut și o școală, nu? Nu, de ce te întreb lucrul ăsta? Că spuneai că în muzică ai făcut anumită pregătire și se vedea pe scenă. Mulți spun că la predicare nu-i nevoie. Ce-ți dă Domnul și nu-i nevoie de școală? Eu nu-s de acord, așa. Eu cred că Duhul Sfânt îți aduce aminte.
Dar tu nu poți să-ți aduci aminte ce nu știi. Exact, dacă rezervorul e gol. Da. Și Dumnezeu când a făcut înmulțirea pâinilor, a început de la 5 pâini, da, și 2 pești. Dar unii vor de la nimic, de la zero să-ți dea Domnul. Zicea un profesor la școală, nu ești tu singurul deștept. Au fost și alții înaintea ta. Sau ar fi bine să citești ce-o zis deștepții alalți, ca să devii și tu deștept. Cu ajutorul Domnului, un frate o zi zice, auzi, am o sugestie pentru tine, poate din voia Domnului, ca să scrii cântări mai bune. Du-te și studiază un pic teologia, să vezi ce zice Biblia, să nu scrii o prostie. Este o cântare la noi, noi cazul să o discutăm, dar zice, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să vă elibereze de blestem și păcat. Te eliberează Duhul Sfânt? Nu, numai te convinge, zice. Ai văzut? Nu, aici e o cântare greșită. Și am scos-o din biserică, din repertoriu, pentru că nu e teologică. Și fratele ăsta zice, auzi, ca să scrii cântări, du-te, învață Biblia. Și m-am dus la o școală, dar nu școala neapărat m-a ajutat să... A fost un fratele păstor al nostru care are o inimă pentru oameni. Și au dus oamenii aia ca să o dată pe săptămână. Cât e unul? Și zice, auzi, Dani, ăsta e textul. Îl punea în față așa, fără nicio... Ok, citește în fața mea. No, ce vezi în el? Și tu ziceai ce vezi în el, cu totul că nu putea să zici ca el. Și zicea, uite, eu văd asta, eu văd asta. Și în timp ce zicea el, tu parcă ți se reglau. Era ca și un suc de ăsta care scutor tare și când după aia se calmează, deja începi să vezi care e acolo. Și când omul își face timp pentru tine, începi să înțelegi. Pe urmă zis, auzi, nu vrei să predici. Cum să predic? Eu nu pot ridica niciodată. Dar nu, auzi, nu trebuie să te ridici ca mine. Tu nu trebuie să fii ca mine. Fiecare om e ca el. Scrie predica și dă-mi eu să mă uit peste ea. Nu e nicio greșeală. Ei, aici apare ce ai zis cu Duhul Sfânt, da? Tu scrii predica, muncești acasă și când te duci în față, de multe ori la voi, la Chintana, ce am pățit duminică, mi-am scris predica, am pus iPad-ul pe amos și când l-am pus pe amos, s-a oprit iPad-ul complet. Și m-am trezit cu biserica în fața mea și cu nu era scris nimic. Și o trebuie să vorbesc din ce am avut deja săptămâna aia în inimă să vorbesc despre textul respectiv. Și așa am ajuns de am vorbit cuvântul lui Dumnezeu și vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Am mult de lucrat la asta. Dar cu ajutorul Domnului biserica a avut încredere și creșesc întotdeauna când am emoții întotdeauna când predic. Dar auzi, lucrarea nu e a noastră. La urmă urmei, asta ne face să fim oameni. Emoțiile și sentimentele, că dacă nu am fi niște roboți care pui calculatorul și dai drumul să meargă și fără emoții și fără nimic. Și alt lucru ce îmi place foarte mult la noi la biserică, noi luăm o carte din Biblie. Am studiat Corinteni, 1 Corinteni aproape 8 luni de zile și citești 3 versete, cum vine la rând. Ei, tu alea 3 versete, dacă se spune despre omul ăla care s-a culcat cu mama lui vitregă, sau dacă spune despre homosexuali, sau dacă spune de închinarea la idol, pe dacă ți-o picat versetul ăla, pe despre aia vorbești. Deci nu, fraților, asta a picat, eu nu mai știu ce să zic. Și ce faci? Te pune omul, pastorul, sau te pune să studiezi pe baza aia și să... Și atunci înveți. Vrei, nu vrei, ești pus în în fața unei fapt împlinit. Trebuie să te pregătești. Și a ajuns biserica așa de fain că când mergea la înaintea mea la biserică, m-a deschidea Scriptura. Care sunt următoarele 3 versete? Să știu despre ce să predic. Deci e bine că slujești și pe cealaltă parte. De aia spuneam la început că am avut cântăreți invitați, am avut predicatori, păstori și așa mai departe, sau oameni care au avut o experiență de viață extraordinară. Tu le cam îndeplinești pe toate 3. Și experiența asta, pentru că, așa cum spuneai, să treci din România la începutul anilor 2000 în America a fost un chin. Eu nu zic chin, eu atâta zic chin. E chin. Da, un lucru pe care spunea Maria și o să-l reiau eu, cum e cu siguranța pe acolo, prin America, ce vedem noi pe aici, prin România, adică prin România, prin Spania, România și așa mai departe, îmi se pare ciudat cât un copil intră în școală cu o armă și face prăpăt pe acolo. Ok, în America este Constituția, cum e și în România, da? Primul amendament al Constituției este dreptul a vorbi liber. Adică tu ai dreptul să vorbești ceea ce crezi, dar să nu disturbi, să nu-l jignești pe ăla de lângă că te dă în tribunal, da? Deci tu ai dreptul să vorbești liber, religios, și de aia toată lumea a fugit în America că au dreptul să vorbească.
Al doilea amendament e dreptul de a avea armă. E un drept a tău. Cum am eu, cum ai tu telefon și buletin, așa e dreptul să ai armă. Doar pentru autoapărare sau? E dreptul de a avea armă. De ce ai telefon? Să vorbești. De ce ai armă? Ca să ai armă. Sunt mulți oameni ca să iau armă. Acum, am citit puțin, dar se pare că puterea în America stă pe chestia asta. Guvernul are putere, dar și oamenii au putere. Prima dată când am auzit în viața mea e în America când un cetățean arestează pe un alt cetățean care are dreptul. Mă înțelegi? Deci lucru de care... deci au putere. Și oamenii au putere, dar și guvernul au putere. Și aici se formează un alt lucru care se numește guvernul federal, care este au putere peste amândouă. Ei, pentru că ai dreptul să ai armă, sunt niște condiții. Tu trebuie în primul rând să ai 18 ani, trebuie să mergi să dai un test teoretic, cum zice ce, cum trebuie să somezi, cum nu știu ce, și dai un test practic cum să tragi. În momentul ăla... O întrebare. Nu se face niciun test psihologic? Poate să face. Te verific. Pentru că văd că majoritatea care intră într-o școală și începe să tragă pur și simplu fără să discrimineze, alb, negru, tânăr, bătrân, nu contează, ăla trebuie să aibă o problemă psihologică și de azi, că ar trebui primul. Deci la noi există cum este la voi un mall sau alte magazine, magazin de uleiuri sau nu știu ce, acolo este la noi un magazin de arme. Înțelegi? Și te duci în magazin, te duci la office, la ăla, uite, vreau să cumpăr un pistol. Îi dai buletinul? Îi dai buletinul, el îți face actele pe loc acolo, poate te întreabă, îți arată, nu știu ce, și după aia îți dă pistolul. Un pistol e vreo $250. Eu nu am personal, eu nu am arme. De ce? N-ai simțit niciodată nevoie așa să... Știi de ce? Pentru că când am fost în armată, am avut un eveniment încât a fost gata să-mi dispară pistolul care l-am avut în armată și dacă ăla dispărea, cineva am pușcat cu pistolul meu și atunci am prins o frică de aia. Încât am zis, Doamne, nu între pistol, protejează tu ce am. Și ce s-a întâmplat, toată m-am dus în California și am lăsat ușa dintre deschisă. În Washington, în alt stat, m-am dus în California și când am zis înapoi, ușa a rămas la fel, n-a intrat nimeni în casă. Și am zis, dacă Dumnezeu mă protejează atunci, mă protejează și fără pistol. Da? Dar, pentru că dreptul, oamenii au dreptul să aibă pistol, ei cumpără pistol. Ce se întâmplă acum? Părinții care cumpără pistol, ei au... responsabilitatea, trebuie să aibă responsabilitatea să țină pistolul într-o zonă, poate să fie și expus, dar muniția, conține să fie în altă parte. Au copii și ăștia văd și unde e pistolul și unde e aia și iau ăsta și acum cu jocurile astea că toți i-am atras, se duc la școală și trag. Nu știu dacă știu. Fac Counter-Strike pe acolo. Exact. So, părinții, ei săraci, mai bine nu avea pistol, dar copiii iau și fac chestia asta. E safe. Dacă țineți minte, acum 2 ani de zile, eu s-a dus un nebun în biserica din Texas și-a împușcat câțiva oameni. În momentul ăla a apucat ăla nebunul să împuște 2 oameni, la care oamenii de ordine au scos pistoalele ei și l-a împușcat pe ăla. Vouă vi se pare... Da, e un pic ciudat să viu cu pistolul la biserică, deja așa de la predică mă întreabă ce vrei să predicați. Asta e faină. Deci imaginează-ți oameni de ordine la noi cu pistoale, deci n-ar mai comenta unul. Da, am o întrebare. În Texas, ăla care au reușit să împuște 6 oameni sau cât împușcat, dacă nu împușcau alții pe câți alții împușca? Că... Că cu o botă nu-l termin, că l-are pistol, a început să tragă. Eu mă gândesc să aibă 2 oameni din biserică pistol la un sfatul frățesc, la darea de seamă. Acum este și o regulă, că dacă ai pistol trebuie să fie văzut. Deci când ai vedere. Trebuie să fie, când ai pistol încărcat, trebuie să fie ăsta. Și se știe. Acolo pistolul e altfel, e ceva normal. Ca okay? un telefon. Hai să fim serioși, ca un telefon. Eu încă cu imaginea asta mentală. Mi-l imaginez pe ăla de la ușă, știi, cu pistolul acolo. Așa, tu acolo, tu dincolo. N-ar mai comenta nimeni că nu unul că în față, că în spate. Deci toți ar intra la fix. Dar e bună idee, trebuie notate lucrurile astea. Da, din convingere, Dan, mai sunt oameni. Acum tu gândești cât de greu ni nouă să înțelegem asta cu armele. Mai sunt oameni care sunt pro și contra să zică că ar putea fi păcat sau nu. Dacă tu ai putea să ne dai o explicație, având în vedere că e legal. Știi cum e chestia asta? E păcat să ai televizor. Exact. Nu mai este alte explicații. Deci după ce ai ajuns să stai acolo în America și realizezi, au fost mulți... Deci nu s-a arătat nimeni urât la tine dacă tu ar intra cineva, l-ai luat în mașină în dreapta și ar deschide torpedoul sau ar vedea pe bord la un pistol. Deci nu ar zice, bă, fratele Dan... Nu. Deci aici e o chestie de cultură, până la urmă. E cultura aia în care pistolul e ok. Nu, dar ceea ce spunea Marian...
din cultura asta americană, cum v-ați încadrat ca biserică? Deci învățătura, nu există biserici care să spună, domnule, păcat să ai pistol, sau nu există oameni care să meargă pe partea asta să spună, domnule, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu cea mare, nu așa spune Petru. Ce treabă avem noi cu pistolul? Nu mai luați pistoale, fraților. Fiecare om, fiecare bărbat, oricum ar fi el de pocăit, el are ceva ce îi place în afară de Scriptură. Că dacă nu îi place altceva, înseamnă că cineva să s-o plătise de el. Înțelegi? Da, da, da. Deci ceva îi place. Și în America, asta e o plăcere. Nu e o moft. E un moft necesar. Dacă ajungi, domnule, fiecare trebuie să știe să tragă un pistol în America. Da, dar eu cred că trebuie să existe și acea mentalitate, nu știu, responsabilitate. Ia, trebuie să fii responsabil. Aici, în Europa, dacă ar lăsa, nu știu, cum vezi tu, între spanioli, că ăștia mai cu sângele mai fierbinte. Eu asta vreau să întreb. Cred că mi-ar fi frică să mă gândesc că la școală, la liceu, fata mea are IPA 11-a, să mă gândesc că colegii ei vreo 7 din clasă, în geantă, în loc să aibă telefonul. Dar nu, aici e vorba de adulți. Deci, da, zis ceva, a zis și o vârstă, da? Măi, după aia... Nu ți-a fost frică niciodată să zici, bă, îmi trimit copiii la școală, ar putea să întâmple ceva. N-ai simțit niciodată să ai un sentiment de ăsta așa? Sau ai o siguranță totală? Da, eu n-am o siguranță totală. Mă rog Domnule pentru copiii mei, fiecare zi când mă la școală și se protejează. Și când aud că este o pușcătură într-un stat, mă rog Domnule să nu fie la noi acasă. Deci niciodată nu e ceva ce... dar totodată, pe altă parte, din punct de vedere politic, sunt polițai în școală acum. Deci în timpul, polițai tot timpul la școală, dacă e ceva, ei intervin, sau profesorii sunt învățați, că profesor are pistola aici și dacă se întâmplă ceva în clasă, el acționează. Acum nu e sigur nici în România de ceva, că vine unul cu un cuțit și se face. Da, deci, bine, asta oriunde se poate. Ne-am legat de pistolele americanilor, pentru că noi, totdeauna când nu ai ceva, te uiți la altul care și zice, bă, oare cum e aia? Că într-o fel aș vrea, dar într-o fel e periculos. Acolo am intrat pistolul în America de mult. Acum eu te-am întrebat, nu știu, Marcel, eu nu eram familiarizat și din curiozitate și am găsit pe cineva din America care locuiește acolo și cine să ne explice mai bine decât tine? E normal. Dezviem dacă vrei, eu vreau să te întreb ceva și apoi continuă, Marcel. Tu ai ajuns să slujești prin cântare și slujești, acum am înțeles că ești presbiter, crede, nu? Uh-huh, uh-huh. Prin predică. Spune-mi, te rog, asta e tot o curiozitatea mea, ce e mai greu, să cânți sau să predici? Sau mai bine spus, ce necesită mai multă pregătire? Nu, ce mai o greu? Predică sau o melodie? Cuvântul lui Dumnezeu nu e ceva de luat de apucat. Cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul lui Dumnezeu. Și noi noi ceea ce spunem, spunem cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori, ca și voi, dacă predicați, poate mergeți acasă și te uiți ce ai zis. Și ai vrea să ștergi jumate din ce ai zis. Cântarea e aceeași. Tu nu schimbi cântarea. Cântarea e... cum a fost scris, așa o cânti, dacă mărți bine, dacă nu, dar cuvintele aceleași. Dacă te ridici în fața publicului și zici, Scriptura zice asta și eu înțeleg asta, când ai zis o porcărie, cum o ai scos la capul? Sau cuvântul pentru mine e cel mai important? Cel mai greu de făcut? Când mi se spune că trebuie să predic, mă apucă transpirațiile cu o lună înainte? Pentru că eu nu predic toată duminica. La noi, la biserică, pastorul predică de 3 ori pe trei duminici, după care unul dintre noi. Deci eu știu cu 2 luni înainte. Asta trebuie să o tăiem, că s-ar putea să dăm idei cuiva. Știi ce? Continuă. Nu. E o glumă de-a mea. Yeah. Nu, deci eu știu cu 2 luni înainte ce trebuie să predic. Și de atunci, din momentul ăla, mă ia transpirațiile. Domnule, ce zic? Ce spun omului din textul ăsta? Ce îl învăț? La urmă, e o responsabilitate. Enormă. Gândește-te în Vechiul Testament. Intra preotul în templu cu clopoței și dacă nu mai mișca clopoței, îl trăgea că e mort. Tu îți dai seama ce responsabilitate avem când mergem noi la amvon? Sau nici nu se compara cântarea cu... Mai văd pe câte un cântăresc de ăsta că vine, oh, domnule, ce importantă să-i... Du-te, mă, vezi de treabă. Stai jos, că aici e vorba de viața și moartea omului. Ce îl înveți pe om? Deci nu, eu am respect mare pentru cei care predică cuvântul, studiază cuvântul, oameni care meditează la cuvântul ăsta, deci nu. Revenim puțin în partea asta a copiilor. Acum poate știi ce se întâmplă în Europa, în special în Nord, în țări ca Suedia, Norvegia, Finlanda și pe acolo.
practica, țările astea au încercat să-l scoată sub orice formă pe Dumnezeu și tot ceea ce înseamnă religie și credință din școli, de peste tot. Am prieteni care au plecat din Norvegia acasă, am stat chiar azvara de vorbă cu un prieten care îmi spunea că la un anumit moment îi iau pe copii la școală, psihologii, și încearcă să-i descoase, să vadă dacă nu cumva părinții acasă îi indoctrinează și le povestește din Biblie. În America, cum? Bănuiesc că nu există. America totuși e o țară creștină și, dacă nu mă înșel, majoritatea universităților din America au fost puse bazele de către creștini. Deci până să mergi la facultate, în America sunt trei opțiuni cu școala. În prima opțiune, cea mai ieftină, e școala publică, unde este trimis copilul la școală, merge cu autobuzul la Galbin, a zis în filme, da, sună autobuzul, duce la școală și îl duce înapoi. A doua opțiune este școala privatizată, unde sunt școli creștine privatizate, numai acolo costă. E jur, vorba de 600-700 dolari pe lună, trimiși copilul la școala creștină, acolo face studiu biblic, acolo face alte lucruri. A treia opțiune, care mulți români în perioada asta o face, este îți cumperi un program de pe internet și tu înveți copilul acasă. Și copilul merge numai la examene, o dată pe lună sau o dată la 3 luni merge la examene, de examene și dar tu îl înveți acasă. Și atunci mulți zic, domnule, nu-l trimit la școală că învață prostii, îl fac acasă că nu știu ce. Ei, copiii mei au mers la școală publică. Ce am făcut cu ei? În fiecare zi când vineau acasă, ce ai învățat? Păi am învățat asta. Bun, hai să ne rugăm. Când vor să te înveți o prostie, când vor să înveți pe copii o prostie, îți trimite ție în e-mail. Zice, domnule, mâine învățăm educație sexuală. Vrei sau nu vrei ca copilul tău să participe? Și atunci tu ai opțiunea... Ai opțiunea de a nu... Să nu lăsa. Accepta, da. Da? Dar sunt și anumite lucruri când le bagă pe gât. Și atunci tu ca părinte, că aici e greșeala. Noi, ca familie, vrem ca școala dominicală să ne învețe copiii, nu știu ce, Moise, nu știu, dar învață tu acasă, domnule. Dar, normal, școala dominicală, la urmă, mai cât e 2 ore pe săptămână. Și tu ești acasă restul orelor din săptămână. Ia. Și vrei ca duminica să învețe copilul tău ce nu-l înveți tu în sute de ore. Să spun ce am făcut noi ca familie. Ne-am uitat la televizorul public și am văzut că acolo bagă pe gât mult cu gay și cu chestii astea, da? Și am zis, domnule, nu suntem de acord. Și am tăiat cablu complet. Și am băgat Netflix și HBO și am sensitivizat, nu știu cum se zice românește, ce să uită copiii. Și am zis, domnule, i-am stat cu copiii și am zis, tu știi ce înseamnă gay? Da, aia înseamnă așa, așa. Uite, noi, Biblia zice asta despre asta, noi suntem de acord. Și-o ca atare, deja copiii mei știu diferența. Da? Da. Și când mă la școală, dar nu numai asta, e vorba de Halloween, e vorba de alte lucruri. Care... O grămadă de lucruri care vin din... Și nu, a fost într-o zi când vin fiică mea la școală, zice, uite, și eu aș vrea să mă îmbrac. Și am trebuit să stau, uite, hai să-ți explic ce chestia asta. Chestia asta vine de la diavolul. Diavolul învățat. Diavolul vrea, nu e nimic despre Hristos aici. Trebuie să înțelegi și stai cu ea și vorbești și spui și până la urmă înțelege. Deci practic e diferență între Canada, unde știm ce se întâmplă în Canada, diferență mare. Și America. De ce spun? Chiar săptămâna asta Nicu Geantă scria un editorial, nu știu, dar oricum, frate Nicu, te așteptăm, Nicu Geantă, într-o emisiune. Vezi cum fac eu invitațiile, direct. Spunea despre faptul că el e undeva în vizită în Canada și într-o familie, mi se pare, de chinezi. I s-a spus un caz extrem de interesant. Fetița era foarte bună la atletism. La alerga mai bine, îi depășea și pe băieți și pe fete și pe tot. Și cei de la școală au început să o mentalizeze, să spună, tu nu ești o fetiță, tu ești un băiat. Și inclusiv i-au pus un psiholog să o convingă că e băiat și să-și facă schimbări de sex. Vorbind de o fetiță de 12 ani. Nu, la noi încă nu am băgat chestia deci, asta. Asta este încă un lucru bun. Mulțumim Domnului că încă aveți America, libertate. Din punct de vedere politic, e împărțită în două. Este partea democrată, care este mai liberali, și este partea republicană, care este mai creștin. Crede în principiile creștine. Și dacă te uiți pe harta Americii, democrați ar fi în New York, în partea asta, în partea asta Canada, Seattle, nu știu ce, dar Texas, partea de jos și toată partea aia e pocăiți, ca să zicem, nu așa. De fapt, acolo sunt bisericile mari. Ia. Și atunci, fiecare și nepocăitul știe ceva despre, știi, și împinge, dar totuși o dă înapoi că nu are... N-am mai văzut dolar de mult, nu? Ce era acum dolar? Mai scrie pe dolar
Yeah. In God we trust. Yeah. Dacă am... Acum nu neapărat o mai am încredere, dar încă mai scrie. Da, știi? Deci încă mai scrie treaba asta. E ok. Am văzut din punct de vedere politic, când ajung republicanii la putere, se împinge foarte mult principiile creștine. Da, uite cum a fost Trump. Susținerea bisericilor și când ajung ăștia la alți, le dă în cap la biserici și susțin altceva, da? Deci, nu e de aia multe ori și important să mergem la vot creștinii în America. Ca să, că nu ai gură să zici după aia, uite ce face cu noi dacă nu m-am dus la vot, da? Mergi la vot, îți faci partea ta și te rogi Domnului să-și facă voia lui, atât. Dar încă principiile creștine se mai țin, știi? Deci nu, eu mă rog pentru copiii mei în fiecare zi, merg la școală, când vin acasă, vorbesc cu ei, la biserică, iar încercăm să nu ținem acasă, nu? Ne facem partea noastră de părinți și în rest Dumnezeu are grijă. Orice o fi, că poate să nu fie pistol să-ți omoare copilul. E un păcat. E o idee prostească, nu? Și tu te rogi pentru el. Tu încerci să susții la chestia asta. Deci acum să mergem înspre încheierea discuției noastre de astăzi. Să facem așa o concluzie. Deci în America nu umblă câinii cu colaci în coadă, așa cum s-au vândut nouă știrile prin România. Dom'le, hai să mergem în America acolo. Numai trebuie să oprești câinile să iei colacul din coadă. Am fost într-un oraș german. Și ăla a fost singurul oraș german în America care a văzut un colac într-un gard. Deci acolo a fost singurul loc real. Pentru că, I guess, nemții au inventat chestia asta și ei au pus la magazinul ăla colacii în gard. Nu am zis că în sfârșit am văzut și o colac în America. Dar nu există așa. Nu. Deci oamenii muncesc de dimineața până seara și încearcă să-și câștige. Ei nu vor, merg în România să dau că cine îți, dar ei nu vor să spună realitatea cât muncesc. Muncesc mult, muncesc mult. Așa e peste tot, până la urmă. Și, Dan, America e o țară mai creștină decât România, cum vezi? Pentru că întotdeauna s-au vândut ei ca și când ar fi o țară foarte creștină. Sau dacă s-a pierdut în ăștia în ultimii 20 ani, de când ești tu, sau mai bine 20 ani în America. Și mai am o curiozitate după aceea, dacă vrei să zici asta, dacă ai fost în vreo biserică cunoscută a unor pastori care sunt renumiți în toată lumea, americani, să ne zici ceva, vreo experiență. Da, ceva, la T.D. Jakes sau știu. Acum nu știu. Eu am fost la biserici americane și unde am stat. Și, dar știți cum e? Ți-a spus la emisiune la început. Eu nu-mi place să mă dau cine nu us. Eu sunt român în mine, curge sângele ăla românesc în mine. Și mă duc acolo și mă simt ca un spectator. Da, e fain, am văzut, înțeleg ce cântă, dar nu e a meu. Mi-e place să mă duc unde încă mai am o mână de români. Mă duc acolo unde sunt a mei. Să îi apreciez, îi respect, dar sunt ei. Eu sunt eu cu a mei. Dar, de exemplu, tu ești din Seattle. În Washington, ia. Este vreo mega biserică acolo, americană? Sunt. Și n-ai avut curiozitatea niciodată să zici, mă duc să văd... Am fost. Da? Am fost, dar ca un spectator. Am fost, m-am uitat la lauda și închinare la ei, ca și cum aș fi până prima dată la un concert de al Michael W. Smith. Am fost la Michael W. Smith la concert, am fost la Gator. Deci stai, știi, ca muzician, zici, o, Doamne, de unde atâta calitate? Te duci, dar nu simți ceea ce simți egal. Da. Egal. Pentru mine, pentru alții e plin. Îmi pare rău. Ăsta e adevărul, știi ce se întâmplă? Eu am fost aici în Madrid, la o biserică internațională și majoritatea erau nigerieni. Da, când au început ei să cânte în stilul lor, măi, te simți așa ca în triburile alea, ei săreau, cântau, dansau. Vă dați seama, noi veniți dintr-un, știu eu, hai să spunem așa, un mediu mai puțin, mai conservator. Nu ne-am simțit confortabil, pentru că nu, la fel cum s-au simțit ei după aceea că am dus pe ei la biserica noastră. Și stat acolo și ei mi-au spus atâta, zice, voi slujiți la un Dumnezeu viu, dar parcă sunteți morți toți. Zic, pentru că ei se așteptau și noi să sărim, să facem, să... Și atunci au trebuit să explic că cultura... Îți aduce aminte când am zis că Biblia și cultura. Religia română e bazată pe o credință a suferinței. S-a scris în pușcărie, s-a scris în... Când ne ducea pe noi ca comuniști, eu am suferit într-un fel, nu ca alții, dar nu mi-a dat note mari la limba română numai că tata a fost predicator. Da, și am simțit asta. Dom'le, profesor de română era și profesor de Constituție și mi-a zis în față, tu niciodată nu o să... ai succes în clasa mea de datorită faptului că ești pocăit. Mă ținea în penultima bancă. În ultima bancă era un metalist.
ăla care cu părul lung și tu îți dai seama unde mă punea din cauza că sunt pocăit. Da. N-am fost niciodată nu mi-a dat șansa să mă duc în față, să aud mai bine. Deci că parcă mergea învățătura la aia numai din prima bancă, ăștia din spate n-aveam voie. Și m-a afectat puțin chestia asta. Ei, noi, credința română e bazată pe suferință. Când uite la cântări. S-a născut în mare parte și de fapt a înflorit în România. Credința a înflorit sub comuniști. Yeah. Te duci în America, asta toată credința lor e pe bucurie, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu e pace, când vorbește păcat, parcă ei se fug un pic, știi? Stau așa. Și atunci devine, când te duci tu ca român într-o biserică americană, te respectă. Te aștept să plângă toți. Pe te acolo. Respectă, te respectă. El știe că tu ai suferit pentru religie. El are respect pentru tine. M-a fost odată la o biserică din vecini și zice două cuvinte. Și am zis, pe ce să spun? Zic că Dumnezeu vă iubește și pe voi și pe noi. Noi am suferit în România mai mult și poate asta suferință ne-a făcut mai sfinți. N-avem atâta cât aveți voi, dar vă iubim și asta m-a venit și am zis, măi, poate într-o zi va veni asta peste America și America nu-i gata pentru asta. La un moment dat spunea Paul Washer, celebrul predicator și misionar, mă întreabă tinerii americani, de ce nu iau cu mine când merg în România și în Ucraina? Asta era în anii 90, chiar după Revoluție. Zice, mă, oameni buni, dacă v-aș duce acolo, nu v-ar primi nicio biserică, cum sunteți voi. Da, pentru că, da, într-adevăr, la noi așa au fost bisericile și de multe ori ne-a rămas parcă în sânge chestia asta de să fim triști. Adică, vă spun, acum tu probabil te mai uita la emisiune, vezi că noi aici vorbim ca într-un salon acasă, ne permite să facem câte o glumă cu gust, fără să jignim, fără să facem. Și cu toate astea în comentarii, o grămadă de oameni, nu vi rușine, mă, să faceți glume, trebuie să plângeți, mă, dacă sunteți acolo. Așa tot văd românii. E cultura noastră de a plânge și... Asta e. Și asta formează și biserica în America. Sunt biserici care sunt mai vesele. Și sunt ultimii care văd ce facă ei acolo, mă. Uite ce facă ei acolo. Da, dar după ce ajung să fii ca să stai acolo și să crești acolo și de mie așa și după aia câteodată fiul meu se uită la mine și tată ce ai, ești supărat? Nu, așa sunt eu. Așa zic. Deci, nu se poate. Uite la tine ce mânios ești, ce supărat ești. Uite când ai predicat, ai fost foarte supărat. Domn, măi, fiule, stai un pic. Tu nu știi din ce vin eu. Nu, dar așa era. Eu mi-am dus de bunica ceva aici. Tot era lacrimi ceva. Așa m-am bucurat la biserică. Cu lacrimi, așa se bucurau, așa ne bucurăm noi românii, asta e sângele nostru de român. Dar ce știu curat e că și noi românii și ei americanii, Dumnezeu îi va chema, unii vor fi în cer și unii vor rămâne, din amândouă națiunile. Ei, problema e dacă am citit Scriptura și dacă am împlinit. Noi nu știm cât de pocăiți sunt frați americani și cât fac din Scriptură, noi ne vedem numai pe noi. Și avem noi formele noastre, că trebuie să fie așa cum vrem noi, dar nu, Dumnezeu nu e Dumnezeu a formelor. Știi că este ideea încredințări din Scriptură și principii. Da. Noi călcăm principiile românii de multe ori, nu fura, nu minți, nu bârfi, ce ne place la noi să bârfim. Dar în schimb, ținem tare din încredințări cu dinții. Ruptăm cu încredințări, da. cu ea. Nu, nu, nu. Nu, aia spuneam că el e mâine că scurt, o să primești câteva comentarii de alea. Cum... Ne-a scris. Vor să vadă am geaca, dar e groasă, aici n-am vrut să țin pe mine. N-ai vrut să ții pe tine, n-o să primești comentarii. Nu mai știu cât am înghețat. Ne-a scris, băi, fotbaliștilor. Mâine că scurtă, vorbiți de... Asta e încredințare, nu e în principiu. Principiul e să rămânem credincioși unii suntem. Să citim Scriptura. Am ajuns să nu mai citim Scriptura. Am ajuns să facem altceva, nu Scriptura, știi? Da, în timpul a trecut așa de repede, ne-am simțit așa de bine alături de tine. Îmi pare bine. Mă bucur că ai putut să ajungi în Spania și să fii împreună cu noi. Mă bucur că am putut sta de vorbă, că te-am cunoscut personal mai bine. Te știam... văzându-te cântând, dar nu am avut ocazia să vorbesc cu tine. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Ori de câte ori din Spania, ușa ți-e deschisă și aici și în altă parte unde ne putem vedea. Mulțumesc din toată inima, să fii binecuvântat tu și casa ta. Da, Dan, și eu vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să fii împreună cu noi. Știu că ai un program, stai puține zile în Spania și ai un program extrem de aglomerat și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și pentru noi, pentru emisiunea noastră și vă mulțumesc și dumneavoastră celor care a stat în fața ecranelor și ne-ați urmărit și nu uitați, până data viitoare, nu lăsați problemele să vă doboare, rămâneți în picioare.